Unul dintre cei mai longevivi primari din județul Hunedoara se pregătește pentru un nou mandat. Este vorba despre Damian Diniș, edilul comunei Băița, care se află la cârma comunității din Țara Zarandului de 6 mandate și care a declarat pentru Hunedoara 1 TV că este pregătit în proporție de 99% să candideze și în anul 2024. Puțini sunt acei primari în funcție care se retrag din bătălia electorală, iar majoritatea dintre ei nu fac acest lucru pentru că, spun ei, își doresc să continue proiectele pentru care s-au zbătut pentru a fi implementate în comunitățile pe care le reprezintă. Așa este și cazul edilului din Băița, Damian Diniș, care a declarat că nu se lasă și își dorește să obțină și cel de-al 7-lea mandat, asta dacă și locuitorii comunei își vor dori. Pot să spun că dacă simt că cetățenii sunt pentru mine și că am șanse și în mandatul pentru a fi ales în mandatul următor, pot să vă spun că peste 99% da.